Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Zodia Asigurărilor, sub semnul încă al săgetătorului. Nativii Zodiei sunt destul de greu de decodificat și pot intimida chiar și pe cei mai îndrăznesc dintre noi. Ați avut vreodată de-a face cu vreun săgetător? Dacă da, ați remarcat că are un farmec personal deosebit, o inteligență tăioasă, dar este un pic arogant, uneori mai mult, răceală în relațiile obișnuite, reținere în manifestările emoționale, un idealism bine temperat și deseori un strop mai mare de lipsă de tact. Invitații mei de astăzi o să vi prezint de pe acum, pentru că vorbim despre un an de neuitat feminin și masculin. Și atunci o avem ca invitată pe Cati Stoican, este membru în bordul unui mare broker de asigurare, practic e numărul 1 din piață. Iar alături de ea se găsește Dorel Duță. Dorel este, pe de o parte, este președintele Asociației Profesionale a Brokerilor, numită UNSICAR, Uniunea Națională a Brokerilor de Asigurare și Reasigurare. Pe de altă parte, are o companie de succes în domeniul brokerajului de asigurări. Sunt foarte bun cunoscător ai pieței de asigurări și vă mărturisesc că am aflat că sunt și ambii doi vărsători veritabili. Despre asta o să vorbim altă dată. Bine ați venit în emisiune. Așa cum facem în mod obișnuit, zodiacul săptămânii următoare, săptămână care pentru mine începe mâine și se termină joia viitoare. Primele 6 zodii. Berbec. Primești laude de la șefi sau superiori, dar finanțele par să fie sub așteptările tale. Așadar, spargi pușculița de economii ca să nu rămâi fără apă și curent. Asta îți mai lipsea iarna asta. Taur. Refacerea bugetului are prioritate pentru voi. Găsești noi metode pentru a crește veniturile și pentru a-ți scădea cheltuielile. În timp ce investești mai mult, lași banii să lucreze pentru tine. Gemeni. O perioadă foarte bună pentru a scăpa de datorii sau pentru a-ți reorganiza bugetul, de data asta pe termen lung. În alte ordine de idei, nu ar fi rău să-ți faci o asigurare sau să aderi la un fond privat de pensii, pentru că anii trec repede. Rac. Relansarea unui proiect mai vechi îți face cu ochiul, dar și pușculița ta clipește. Chiar dacă la locul de muncă sau în afacere ai anumite provocări, acum ai ocazia să faci o schimbare pentru a-ți crește randamentul financiar. Leu. Te gândești serios la o reorientare în carieră sau un curs de recalificare. Ai auzit cândva că un prieten e consultant financiar și câștigă foarte bine, deși lucrează numai 4 zile pe săptămână și numai când vrea el. Fecioară, planurile de astăzi pe mâine nu te mai ajută și e momentul să iei decizii pe termen lung. Probabil că nu-ți va fi ușor, dar te gândești să apelezi la un broker de asigurare pentru a-ți face o analiză financiară. Și uite așa, ajungem la invitații mei. Cati Stoican, hai să începem cu începutul. Care este de fapt rolul brokerului de asigurare? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Rolul brokerului de asigurare, îmi place mie să spun că este același cu cel pe care l-au și avocații, doar că noi suntem avocații clientului atunci când are nevoie de noi, adică atunci când îi se întâmplă un eveniment asigurat. Brokerii au două roluri. Odată în relația cu clientul, acela de a-l sfătui, de a-i face o identificare a riscurilor totale și a riscurilor ce pot fi transferate ulterior către asigurare, de a-i găsi un echilibru între nevoia identificată de asigurare și prețul poliței ce îi se potrivește, dar pe de altă parte mai are un rol important și în piața de asigurări. Brokerii trebuie să fie, de fapt sunt și au dovedit-o că sunt de fiecare dată activi atunci când este nevoie de construcție,
de consolidare și acum, mai mult ca niciodată, cred că este nevoie de noi să se recapete încrederea clienților în asigurări. Haideți să le spunem invitațiilor și celor care ne privesc mai ales că anul acesta, deși se previziona că va fi un an greu, piața de asigurări crește cu peste 20%, foarte probabil, este estimarea noastră, adică o creștere semnificativă, pentru că foarte mulți dintre clienți au conștientizat riscurile la care se expun. Pandemia ne-a făcut mai conștienți de acest lucru. Asta este un aspect. Al doilea este că brokerii de asigurare pot să vă prezinte oferta tuturor companiilor de asigurare și să vă ajute să alegeți, funcție de nevoile pe care le aveți, de riscurile la care sunteți expuși, cel mai bun raport preț, calitate și, atenție, acoperiri. Polițele acelea te acoperă pentru anumite riscuri. Nu toate riscurile sunt pentru tine și nici cea mai ieftină poliță nu este cea mai bună. Și asta se vede chiar și la polița RCA, dar astăzi probabil că o să vorbim mai puțin despre asta. Katia, ți-aș mai pune o întrebare referitor la informarea clienților, ca să nu-i spunem educare. Cât de mare și cât de important este rolul vostru al brokerilor? Pentru că oamenii vin nepricepuți și necunoscători, cei mai mulți, la voi. Da, vin ca la medic. Iar noi procedăm exact ca un medic, încercăm să punem întrebările, să ajungem la bubă cu ghilimele, după care identificăm riscul pe care îl transferăm către asigurare și începem să povestim despre acoperiri, dar nu uităm de excluderi, pentru că este foarte important clientul să cunoască atât pentru ce este asigurat, cât și ce nu este asigurat. Avantajul clienților atunci când apelează la broker este că beneficiază de o ofertă comparativă, atât ca preț de la minim 3 companii, cât și ca și condiții de asigurare, pentru că sunt situații diverse, sunt anumite riscuri pe care doar anumite companii de asigurare le preiau și atunci noi, prin specialiștii noștri, avem ocazia să ne adresăm punctat acelor companii. Informarea este foarte importantă pentru că sunt riscuri poate la care nu s-au gândit și atunci povestim din experiența altor clienți care au poate bunuri sau business-uri similare și încercăm împreună să adăugăm cât mai multe clauze ca să fie cât mai acoperiți. E minunat și aș vrea să profit că Dorel Duță este și el alături de noi. O întrebare mai grea pentru tine, că acum discutăm de un an de neuitat, anul 2021, pentru că a avut de toate anul acesta. Discutăm și de partea feminină și de partea masculină și acum mă îndrept către tine și te întreb cum contribuie brokerii de asigurare la stabilitatea pieței românești de asigurări. E o piață foarte încercată. Cel mai recent putem să amintim de falimentul City Insurance. Acum 6 ani a fost Astra și Carpatica. Acum 12 ani au fost alte două companii, Grupas și Metropol. Poate că unii își mai amintesc de ele. Deci cum contribuie brokerii sau cum pot contribui în viitor mai mult brokerii la stabilitatea pieței românești de asigurare? Bună seara, Sergiu! Bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Bună, Cati! Bună, Dorel! Cum contribuie brokerii? În principal, prin consolidarea încrederii în sistem. Sistemul de asigurări, în orice parte a lumii, se bazează pe încredere. Încrederea se câștigă greu, se pierde repede. Cel mai important este ca oamenii să conștientizeze că sistemul este sigur, sistemul este sustenabil și întotdeauna când vor avea o problemă să știe că dacă au plătit o primă de asigurare, cu siguranță vor primi și o despăgubire. Rolul brokerului este, printre altele, și acela de a crea modele, de a crea produse de asigurare, de a adapta produsele de asigurare, de a contribui la
dezvoltarea și educarea din punct de vedere financiar al clienților noștri. Un foarte mare avantaj al brokerului este că prin număr acoperă aproape tot teritoriul României. Suntem aproape, este cel mai aproape de clienți. Fiind cel mai aproape de clienți, înțelegem și cel mai ușor nevoile, problemele pe care le au, dorințele pe care le au și am încercat de-a lungul vremii și se pare că am reușit, pentru că la acest moment cea mai mare parte a polițelor de asigurare sunt distribuite, cea mai mare parte a polițelor de asigurare este distribuită de brokeri la nivel național, am reușit să căpătăm încrederea lor. La momentul ăsta, sau în acest an, că vorbeam de anul ăsta, a fost un an efervescent, pot să-i spun așa. Un an în care s-au schimbat lucruri, s-au adaptat legi, regulamente, am avut momente de glorie, momente de mai puțin plăcute, unde liderul pieței și-a pierdut autorizația. Acum încercăm cu toți să ne reașezăm, să ducem mai departe nevoia de a, să ducem mai departe, să contribuim mai departe la consolidarea încrederii în sistem, chiar dacă el suferă, e un moment de turbulențe. La un moment dat vorbeam de rolul, pe lângă rolul principal al brokerului, și aici mă aflu și în calitate de reprezentant al unei asociații profesionale, care ar fi rolul nostru, cum am putea noi să ajutăm. Asociația profesională este acea interfață între piață și autorități. Principalul rol este acela de a crea cadrul legislativ în care toate părțile să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții și în interesul clienților. Rolul de suport este foarte important al asociației. Suport pentru membrii, suport pentru clienți în general. Luând în considerare acest rol de suport, ce pot să spun și ne putem mândri cu asta, că de fapt nu ne mândrim, este o necesitate, pentru că liderul pieței a rămas fără licență, foarte mulți clienți, consumatori păgubiți, au rămas cu un vid de informații, cel puțin o perioadă au fost într-un vid de informații. Ce au de făcut, unde se duc, ce trebuie să facă. Asociația profesională pentru prima dată a pus la dispoziția clienților, păgubiților și celor care au nevoie de informații un call center care este funcțional 24 de ore din 24 și un site dedicat cu toate situațiile, întrebările și toate speciile pe care noi le-am putut gândi și care au apărut de-a lungul acestei perioade și le-am oferit soluții. Funcționează și în fiecare zi îți pot spune că avem cel puțin 10 situații punctuale, întrebări punctuale puse pe e-mail, care vin și din call center și vin chiar și pe adresă din site, cu situații cu care oamenii se confruntă și încearcă să găsească o rezolvare, să găsească un sprijin. Dă-ne și nouă numărul la care putem suna. Numărul de telefon este nu l-am la îndemână acum, însă pot să spun că îl găsim pe guidecityinsurance.ro. Este un site dedicat, unde acolo sunt toate informațiile, inclusiv numărul de telefon al call center-ului. Okay. Este 24 de ore din 24. Până la acest moment, ce îți pot spune, că cel puțin 10.000 de oameni au apelat la aceste canale de comunicare sau la aceste. Acesta este rolul asociațiilor, acela de suport în principal. Am înțeles. Dacă până acum au fost întrebări ușoare, acum am să te trec în poziția de analist financiar și o să te întreb cum a fost piața de asigurări în 2021 pentru întreaga piață, pentru asigurători, pentru brokeri și pentru clienți. A, B, C, asigurători, brokeri, clienți. Pentru asigurători a fost o provocare. Să-și adapteze produsele, programele, acoperirile, capacitățile și să facă față solicitărilor. Pentru că
după a doua jumătate, în ultima parte a anului, au venit o avalanșă atât de mare de solicitări încât fiecare a încercat să facă față cum a putut și cum a putut să gestioneze business-ul. Din punct de vedere al primelor de asigurare, piața a crescut. Este pe plus cu 15%, ce este de apreciat că asigurările de viață au crescut cu 22%, ceea ce este îmbucurător. Asigurările generale au avut și ele o creștere de 13%. Pentru brokeri, provocarea cea mai mare a fost aceea de a găsi soluții pentru clienților. Am încercat și am reușit împreună cu colegii noștri, cu clienții, cu partenerii asigurători să adaptăm produse, să adaptăm clauze, să facem față acestei perioade, după cum spuneam, destul de agitată. Piața de asigurări în general crescând, automat ponderea primelor de asigurare subscrise de către brokerii de asigurare a crescut și ea. Poate ca și ca venituri a crescut, dar mai puțin, pentru că au existat și ajustări ale remunerației în general. Pentru clienți a fost o provocare și mai mare, ei fiind de fapt cei mai expuși, o mare parte din clienți, să nu uităm că liderul pieței de asigurări avea o cotă foarte importantă, avea în jur de 40% din piață. Pentru ei a fost, să spun așa, ei fiind cei mai afectați. Dar piața a găsit soluții și va găsi soluții în continuare și cu siguranță orice client care a suferit o pagubă va fi despăgubit de către fondul de garantare și asta este un lucru bun, că România este una dintre puținele țări care are o schemă de garantare în caz de astfel de situații și, făcând o analiză, să știți că este una dintre cele mai bune scheme de garantare din Europa. Oricum, spre deosebire de celelalte falimente, acum chiar am beneficiat de sprijinul legislației. Da. E foarte bine că ai intervenit. Chiar vreau să mă întorc la tine. Cati Stoican, o întrebare. Am primit foarte multe semnalări că în urma falimentului City, care avea prețurile cele mai mici, percepția este că prețurile la polițele RCA au crescut. Ce le putem spune clienților? La ce se pot aștepta în perioada următoare? Ce soluții aveți pentru ei? Sunt mai multe categorii de clienți. Într-adevăr, dacă discutăm despre transportatori, prețurile s-au dublat sau triplat, dar există o soluție în piață, există repartizarea de la bar, e deja cunoscută, nu insist pe ea. Există și o categorie de clienți care, într-adevăr, au suportat, ale căror polițe au suportat majorări, însă sunt și categoria clienților care au fost fideli unei companii de asigurare și care au o clasă de bonus-malus bună, iar acei clienți, chiar am exemple proprii, au avut majorări de prime între 10 și 50 de lei. Deci, în funcție de fidelitatea pe care o ai față de un asigurător, în funcție de clasa de bonus-malus, adică cât de cu minte ai fost ca și șofer, există și soluții bune. Dar, în afară de ceea ce există acum pe piață, se așteaptă și jucători noi. Chiar la începutul anului știu că vom avea un jucător nou în piața de RCA, chiar dacă a ieșit Unica și acum avem 7 asigurători, urmează al 8-lea, iar de la mijlocul anului sperăm să mai apară cel puțin încă unul. Cati, hai să lăsăm lucrurile astea pentru partea a doua. Acum o să luăm o scurtă pauză publicitară. În partea a doua o să vorbim despre ce ne putem aștepta pentru anul 2022, ce noi jucători apar în piață, ce se întâmplă cu dezvoltarea pe online, fuziuni, achiziții și mai ales o să vorbim despre cea de-a doua temă a emisiunii,
Unde sunt mai bune femeile decât bărbații, unde excelează bărbații și ar fi bine să-i lăsăm să-și facă treaba și, de asemenea, cea de-a doua parte a zodiacului. O scurtă pauză publicitară. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Dar da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge. Luna decembrie aduce în mod tradițional un moment de, sau mai multe momente, de reflectare asupra anului care urmează să se încheie. În acest episod din Zodia Asigurărilor ne uităm la anul 2021, la provocările și la realizările regăsite în piața de asigurări din România și o să aflăm și ce ne pregătește anul 2022. Așa cum îmi place să spun, să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una, ceea ce este aproape evident. Ne aflăm la zodia asigurărilor sub semnul săgetătorului. Nativii acestei zodii, așa cum vă spuneam, sunt tenaci, au multă energie și sunt într-o căutare continuă de nou. Revin cu partea a doua a zodiacului financiar, la ce ar trebui să ne așteptăm începând de mâine până săptămâna viitoare. Balanță. Dacă deții investiții imobiliare, e posibil să ajungi în impas. Ia-ți timp de gândire până la finalul lunii. În caz contrar, ai putea să suferi niște pierderi destul de mari. Asigurarea de locuință nu te mai acoperă până nu apar niște schimbări notabile în comportamentul tău. Ea acoperă ceea ce are ea de acoperit și atât. Scorpion, este posibil să observi anumite greșeli din trecut în gestionarea banilor tăi, așa că te uiți după niște cursuri de educație financiară. Înveți să faci planuri pe termen lung și să eviți situațiile de criză. Săgetător, investițiile tale au de suferit prea mult și te gândești serios să te retragi din ele. Piața de capital, care părea o nouă oportunitate pentru tine,
parcă nu-ți mai surâde așa de mult și te gândești la niște fonduri mutuale, care sunt în sine mult mai stabile. Capricorn, e posibil să te simți neplăcut, trădat sau dezamăgit, pentru că ai folosit deja toate economiile și Crăciunul încă nu a venit. Stresul începe să apară tot mai mult, iar problemele de sănătate vin odată cu stresul. Scapă de această grijă cu o asigurare de sănătate. Vărsător. Apropo de cei doi invitați ai mei care sunt vărsători, nemulțumirile colegilor tăi ajung și la urechile șefilor. Promovarea tocmai s-a dus pe apa sâmbetei, la fel și vacanța aceea cu asigurare de călătorie inclusă. Și în fine, pești, dorințele tale financiare sunt din ce în ce mai mari, iar asta te poate face să te reapuci de vechi obiceiuri. Nu întotdeauna bună. Evită pariurile, învârtelile și lipsa de corectitudine, pentru că banii nu se fac peste noapte, nu se fac rapid. Și te rog, te rog, studiază pentru a crește sănătos în veniturile tale. Partea a doua a evenimentului este a emisiunii de astăzi. Este dedicată, cum vă spuneam, previzionării a ceea ce se va întâmpla, că toți suntem la zodia asigurărilor, ce se va întâmpla în anul 2022. Și de data asta o să încep cu Cati Stoican, care spunea că vor apărea noi jucători pe piața RCA. Au fost 9, au rămas 7, dar numai 3 dintre ei sunt cu adevărat interesați, se spune, să vândă polițe RCA. Cati, am auzit că vor fi cel puțin 3 nume noi. Ce poți să ne spui despre asta? Da, am observat că piața se schimbă, comportamentul clienților se schimbă, ceea ce înseamnă că strategia de piață trebuie reconstruită. Având în vedere că cei din afară sau din străinătate, cum spunea un coleg de-al meu, se uită cu atenție la piață și la volumul uriaș de polițe ce ar putea fi transferat de la City, da, sunt interese și așa cum spuneam, una dintre companii va intra în piața de RCA și va apărea în platformele brokerilor la începutul anului 2022, urmând să mai vină încă două companii, nu știu dacă se pot spune nume aici, însă clar vom avea din nou jucători, iar concurența de cele mai multe ori nu poate decât să avantajeze clienții și să le ofere prețuri accesibile, adică să încercăm să găsim o alternativă la dispariția City. Ne putem aștepta la scăderi de prețuri în zona RCA sau ele vor rămâne la nivelul actual, măcar să rămână la nivelul actual? Fiecare companie își are politica de prețuri. Având în vedere că vin jucători noi, probabil că vor fi categorii care vor avea un preț ok. Sunt mai multe criterii de cotare, așa cum știm, în funcție de oraș, în funcție de putere, în funcție de capacitatea motorului. Cu siguranță vor fi prețuri mai mici, dar nu cred că vor ajunge la nivelul celor practicate de City. Pentru că nimeni nu-și mai dorește probabil să vândă așa. Să reamintim celor care ne privesc că modelul constă în prețuri foarte mici care nu sunt suficiente pentru a achita daunele. Asta o spun, nu o spun eu, o spun specialiștii din piață care au studiat acest fenomen. Cati, încă o întrebare pentru tine. Recent, compania pe care o reprezinți a vândut 80% din acțiuni către un gigant polonez, nu-i dăm numele că suntem la televiziune, o companie foarte mare axată pe retail și care acționează în toată Europa Centrală și de Est. Ce aduce chestia asta bun pentru piața românească de asigurări? Fiecare nou jucător vine cu produse noi și vine cu o apropiere mai mare de client, în special prin produsele și serviciile pe care le practică. Cu siguranță de anul viitor noi vom asimila atât din experiență, dar și din produse, dar și din partea de dezvoltare, de accelerare a digitalizării, să spun așa, de la partenerii noștri, de la mai noi noștri parteneri.
Bun, și acum mă întorc la Dorel Duță, dar parcă totuși te-aș mai întreba ceva, Cati. Ne putem aștepta anul acesta care vine la noi achiziții sau la fuziuni în piața românească de brokeraj de asigurări? Cu alte cuvinte... Ai zis brokeraj doar, pentru că între companiile de asigurări... Deci, întrebarea ar fi, acum că toți ați ajuns într-un grup mare internațional, veți mai cumpăra și alte companii de brokeraj, adică să construiți un broker și mai mare și mai puternic? Intenția noastră este să devenim cât mai puternici. Ca să devii puternic, îți trebuie o forță de vânzare din ce în ce mai puternică. Și atunci răspunsul este că da, există această intenție. Nu pot să spun dacă se va finaliza sau nu la anul, dar la nivel de discuție există această intenție. Bun, și acum mă întorc la Dorel Duță. Dorel, am văzut nu numai achiziții, dar și fuziune, am văzut și cedări de portofolii. Piața de brokeraj se consolidează. Ce te aștepți pentru anul 2022 și în ce măsură asta este în beneficiu clienților? Anul 2022 va debuta cu, să spun așa, sperăm noi că va debuta cu modificări legislative. Spuneai vorbeai de prețurile la polițele RCA, spre exemplu. Prețul la polițele de asigurări RCA ar trebui să ne gândim să ne uităm tot timpul la evoluția lor în funcție de tarifele de referință. Știm cu toții că ele se calculează de către niște experți independenți. Acelea sunt prețurile corecte. Știm foarte bine că partea legislativă influențează foarte mult prețul în orice domeniu. În cazul polițelor RCA, cred că adaptarea legislației RCA cu siguranță va aduce mai multă predictibilitate și cel mai probabil și cu diminuări de preț și datorită predictibilității și modului prin care companiile de asigurări își pot previziona daunele pe care urmează să le plătească, cât și prin intrarea de noi jucători care accelerează și astea accelerează concurența. Partea de brokeraj se va consolida. Probabil că va fi un an în care vor fi mișcări în partea neapărat de achiziții. Mai multe companii, probabil companii mai mici, companii mai mari își vor uni forțele, pentru că vedeți, trăim într-o economie, într-o piață și o piață europeană unde trebuie să respectăm foarte multe reguli. Trebuie să avem foarte multe reguli trebuie să lucrăm în sustenabilitate, vorbim despre sustenabilitate, despre protecția mediului, de diversitate, de digitalizare. Vor fi pe partea de digitalizare, e un proiect, un regulament european, DORA se numește, la care un SICAR a lucrat foarte mult împreună cu BIPAR și este o directivă care va veni cu reguli în partea de tot ce înseamnă digitalizare, inteligență artificială și tot ce înseamnă partea aceasta de IT. Brokerii de asigurare vor fi parte a acelei directive. La noi o să ajungă mai târziu pentru că sunt termene de implementare. Vor fi parte a acelei directive. Noi am reușit ca cei puțin micro-întreprinderile, brokerii, IMM-urile să fie totuși tratate separat, nu la grămadă. Va fi un an în care cu siguranță vor mai apărea produse noi, vor apărea jucători noi. Știu că sunt două companii care și-au depus, urmează să fie autorizate, vor mai dispărea din jucători, din păcate. Va fi un an foarte interesant, să știți. Va fi un an foarte interesant. Acum, nu că 2021 nu ar fi un an de neuitat, că s-au întâmplat atât de multe lucruri. Referitor la fuziuni și achiziții, într-adevăr, unirea face puterea. O să traduc pentru telespectatorii noștri. Un SICAR este Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță.
în asigurări din România, adică Uniunea Brokerilor, îi zic eu pe scurt, iar BIPAR este la nivel european, Asociația Brokerilor Europeni. Despre Dora încă nu știam nimic, am aflat acum și am și primit, ca să și o trecere foarte bună către a doua parte a tematicii noastre, am primit un mesaj pentru dumneavoastră, domnule Dorel Duță. Foarte bună emisiunea, foarte bun domnul Dorel Duță. Domeniul acesta al asigurărilor e un domeniu mai mult pentru bărbați. Sunt femeile acceptate în piața de asigurări, domnule Duță? Sergiu, m-am gândit la întrebarea, mă gândesc că o să-mi pui întrebarea asta. Ce pot să spun? Că noi, ca și companie, lucrăm cu aproape toate societățile de asigurare din România. Ce pot să spun? Că eu fiind din Ploiești, în ploieștean, în județul Prahova, companiile cu care colaborăm, cel puțin 4 sunt conduse de către femei, sucursalele din Prahova. 4 din câte, Dorel? Pentru că dacă sunt din 1000, atunci nu raportul este 1 România, la 250. În România companii de asigurări sunt vreo câte 20 și ceva, 30 de companii de asigurări. 26, da. În Prahova au sucursale, dar nu foarte multe. Sunt 10. 10. Care au sucursale efectiv. Și vă spun că 4 sunt conduse de femei. Colaboratorii noștri, în principal directorii de sucursale, sunt femei. Femeile au un mare avantaj. Pe lângă acea sensibilitate cu care sunt născute, au și o doză foarte mare de rezistență la stres și sunt foarte tenace, foarte luptătoare. Luptă pentru ce au. Și o știm cu toții. E bine să lucrezi într-un domeniu unde femeile își pot pune în valoare priceperea și cunoștințele. Le apreciez, cel puțin în domeniul nostru al asigurărilor, să știți că sunt foarte apreciat. Cati Stoican, ce îi face pe bărbați atât de performanți ca să ocupe atât de multe locuri în conducerea companiilor de brokeraj, de asigurări și a celor de asigurare? Dacă Dorel Duță v-a lăudat pe dumneavoastră, doamnele, haideți să-i lăudăm și pe domni un pic acum. O să-ți răspund la întrebarea ta. Femeile din spatele lor sau de lângă ei? Un studiu arată că femeile din România ocupă 37% din funcțiile de conducere. Și eu fac parte din echipa de management. Perebar, asociația din care noi facem parte ca și broker, are ca și președinte o femeie, pe Adriana Grecu. Mă determină să spun că leadership-ul până la urmă nu are gen. Abilitățile de leadership ar trebui măsurate prin rezultatele echipei și nu contează de ce gen este. Ok, Dorel ne-a caracterizat pe noi femeile lider. O să spun câteva cuvinte despre bărbații lideri sau mai degrabă care sunt diferențele între noi și ei. Ei sunt un pic mai le trebuie mai multă adrenalină, ca să spun așa, și poate că iau deciziile un pic mai ușor, având în vedere că noi femeile suntem mai analitice, dar sunt destul de multe similitudini, adică suntem la fel de responsabili, la fel de serioși, la fel inspirăm încredere. Nu văd foarte mari diferențe între sexe, de aceea leadership-ul, repet, nu cred că are gen masculin sau feminin. Apropo de ceea ce spuneai, uite, făceam o scurtă trecere în revista a companiilor din top 10 și mi-amintesc așa, Omnia Sig este condus de președinte, este Mihai Tecău, Asirom Cristionescu, Allianz Virgil Șoncutean, Unica Valentin Coroiu, sunt deja 5. Mi-amintesc și două nume feminine, Euroins Tania Blatnic și Paid Nicoleta Radu. Deci n-am prins chiar tot top 10, dar uite, se respectă regula. Ce am observat însă, făcând o statistică sau un studiu mai curând, a fost acela că și dacă liderul este de tip masculin,
atunci sunt foarte multe femei în nivelul imediat următor, director general adjunct, vicepreședinte și așa mai departe. Cum explici această prezență feminină masivă în spatele liderilor care sunt de gen masculin? Da. Femeile întotdeauna au fost motivate să ajute, să-și dezvolte echipele, să ofere suport, se implică în proiecte sociale, se implică în general în toate proiectele, sunt un pic mai atente la detalii și zic eu că acordă mai mult feedback, adică cumva fac o treabă asupra cărora bărbații poate că nu au suficientă răbdare să se aplece. Poate că sunt un pic mai răbdătoare decât bărbații. Femeile se concentrează să creeze medii plăcute de lucru, sunt atente la moralul echipei, cred în anumite valori, principii etice, cred foarte tare în adevăr și asumă în general cam cât poate duce și cred că împreună, cel puțin, se poate face o echipă foarte ok, foarte echilibrată, femeie-bărbat, ca și team leader, pentru că se formează acel echilibru de care este nevoie, adică se completează unul pe celălalt. Ai vorbit de leadership feminin și masculin. Dorel Duță, ce asemănări și ce diferențe există între cele două stiluri de leadership? Pentru că deja de la nivelul asociației cunoști foarte multe companii și de asigurare și de brokeraj. Spune că există diferențe. Spunea și Cathy, managementul nu ține de gen, mai ales că în ultima perioadă și există acest curent de opinie că diversitatea să-și facă loc cât mai mult și la noi. Trebuie să respectăm acele reguli în care să asigurăm echilibru. Și știi foarte bine la ce mă refer. Încrederea pe care o induci în încrederea, priceperea și abilitățile sunt de fapt acel mix de calități pe care trebuie să le ai să fii un bun manager. Și nu contează genul. Ce avem în plus sau în minus sunt bagajele de cunoștință pe care le-am acumulat de-a lungul vremii. Experiența, școala pe care am făcut-o, familia din care provenim. Și ar mai fi ceva, Dorel, aici și cred că e specific zodiei noastre, puterea de a canaliza energia echipei spre atingerea scopului. Cred că e și în natura zodiei noastre să facem asta. Adică voi vreți să spuneți așa că ne lăsați pe noi cu adrenalina și voi sunteți cu partea de liniște, cu dopamina, cu satisfacția, cu... Nu, și nouă ne place adrenalina. În asigurări lucrăm cu riscuri. Asta vreau să aud, pentru că diferențele nu sunt foarte mari. Am făcut recent o emisiune cu doamna Violeta Ciurel, care a condus o mare companie de asigurări de viață din România, și am întrebat-o în mod expres: ai angaja o femeie doar pentru că este lucrezi mai bine cu femeile sau cu bărbații? Și mai zis: lucrez foarte bine cu profesioniștii. Ai angaja o femeie doar pentru că e femeie sau un bărbat doar pentru că e bărbat? Și ai zis: în niciun caz, mă uit la performanțe. Voi cum vă alegeți colaboratorii, Cathy, când faceți o selecție? Pentru că tot timpul aveți nevoie de oameni noi și de profesioniști. Așa este, în funcție de performanțe. Este foarte important ca persoana respectivă să fie mai degrabă lider decât manager, adică să aibă capabilitățile necesare, capabilitățile și abilitățile de a influența echipa așa încât să fie urmat, să nu spună ce să facă, ci ceilalți să facă pentru că au puterea exemplului. În ceea ce privește puterea exemplului, voi ați fost în anul 2021 și în 2020, dar și înainte, ați fost niște vectori foarte puternici pentru, vorbesc de compania pe care o reprezinți, în promovarea asigurărilor online. La un moment dat, voi reprezentați jumătate din brokerajul online. Ce se va întâmpla cu online-ul în 2022? Ce ați prognozat?
populația totală a globului e de 7,8 miliarde, din care generația Y reprezintă 27%. Cei mai bătrâni din generația Z au 24 de ani, iar cei mai mici 9 ani. Este clar că trebuie să ne adaptăm la noua generație de cumpărători, pe lângă faptul că și noi, cei peste 45 de ani, deja ne-am schimbat comportamentul de cumpărare, comportamentul de achiziție. Sunt convinsă că va continua chiar la nivel de piață, dar poate la noi mai accelerat, având în vedere și noul acționariat. Vom continua transformarea digitală, o vom accelera și sunt convinsă că asigurările digitale vor continua să avanseze pe măsură din ce în ce mai mulți brokeri și asigurători căpătăm încredere în InsurTech. Am deci înțeles. Pentru noi constituie o prioritate accelerarea digitalizării produselor, ba chiar să venim cu produse noi digitale. Cu toate astea, nu ne așteptăm ca inteligența artificială să vină să dea consultanță în locul brokerului de asigurare, cel puțin nu pe termen, nu pe termen scurt. Dorel Duță, am rugămintea să-mi spui dacă ar fi ceva de reținut din tot ce am discutat noi astăzi aici legat de piața de asigurări, care ar fi acest lucru? E mai bine să ai o asigurare decât să nu ai, să achiziționezi acel produs de asigurare adaptat nevoilor tale și să aveți încredere în brokerul dumneavoastră. Aceeași întrebare și pentru tine, Cati Stoican, ce ar fi de reținut cel mai important lucru din tot ce am spus noi astăzi aici? Să clienții să apeleze cu încredere la un broker, pentru că este precum medicul și precum avocatul de partea clientului, să aibă încredere în asigurări și, de ce nu, și în asigurători, pentru că au rămas asigurători cu putere financiară, capabili să plătească daunele. Deci, practic, ne putem aștepta la un an bun, la un an foarte bun, la un an dedicat clienților. Un an în care online-ul va crește, un an în care ne putem aștepta la fuziuni și achiziții, dar nu la modificări foarte importante în piață, ci la niște modificări organice, graduale și, în orice caz, în beneficiul clienților. Dacă ar fi ca cei care ne privesc să rețină un singur lucru din tot ce am spus astăzi, aș spune că asigurările sunt pentru oamenii obișnuiți. Cei foarte bogați se autoasigură. Și un lucru pe care l-am constatat și poate fi surprinzător în condițiile a ceea ce v-am spus acum, este acela că cei bogați sunt primii care se asigură și nu pentru că au bani, ci pentru că ei conștientizează că fără a-și asigura business-urile, continuitatea activităților ar putea fi afectată de lucruri mai puțin previzibile, cum ar fi pandemia sau un cataclism sau un război sau alte asemenea întâmplări. Sunt Sergiu Costache, Zodia Asigurărilor se oprește astăzi aici. Am discutat despre 2021, un an de neuitat în terminologie feminină și masculină, despre asigurările de viață cu Cati Stoican, este membru al boardului celui mai mare broker de asigurare din România, iată intrat într-o rețea internațională, și Dorel Duță, un om cu o bogată experiență în brokerajul de asigurări și nu numai, și în același timp președinte al UNSICARE, Uniunea Brokerilor de Asigurare, cărora le mulțumesc, le doresc un an foarte bun, iar săptămâna viitoare, la aceeași oră, revenim cu un nou episod, la fel de captivant, despre asigurări și pensii private. Rămâneți pe Canal 33 pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante. Seara bună!